Comparația pe care ați făcut-o cu un puzzle mi se pare fericită, pentru că a fost singura variantă în care am putut spune parte din ceea ce mi-am dorit să spun prin filmul ăsta. M-am născut cu mult înainte de Revoluție, astăzi suntem încă sănătoși împreună, deci toate evenimentele importante le-am trăit cu adevărat. Le-am trăit și în piața universității, și la Revoluție, și ele nu puteau fi spuse decât în frânturi. Și a fost modalitatea prin care am reușit să spunem mult mai multe povești decât ne-ar fi putut oferi viața lui Dragoș. De fapt, Dragoș, așa cum spunea el nu mai există, există Părintele Valerian. Deci mi-am făcut cumva datoria față de el și față de lumea creatorilor de frumos să le las o mărturie a ceea ce ei ar trebui să promoveze cu mai multă insistență. Dragostea de dincolo de dragostea de frumos, să promoveze dorința de schimbare în țara asta, pentru că sunt, cred, printre puținii care nu s-au abătut de la o cale pe care și-au propus-o și înainte de Revoluție și după Revoluție. Și cred că cu ajutorul lor putem să mobilizăm mai mult mințile oamenilor spre a ne îndrepta într-o direcție bună cu ceea ce ne dorim să devină țărișoara noastră. A fost o muncă de cumva de Sisif ca să ajungem prin scenariu, pentru că în clipa în care l-am terminat, filmul era pe jumătate făcut. A fost o muncă de Sisif, spuneam, să găsim acele elemente care nu ne vor putea scoate sub nicio formă din logica poveștii, dar care să aducă cu fiecare mic pas făcut o altă informație către spectator. Asta a fost, cum să spun eu, ăsta a fost principalul challenge pe care ni le-am propus prin acest film. Constantin Chelba mi-a prezentat la începutului un scenariu care era mult mai stufos decât e filmul astăzi și l-am rugat să mă lase să lucrez pe el. Nu știu, după câte luni l-am arătat și a spus nu, eu nu pot renunța. Și de atunci a pornit așa o mică confruntare, ca să nu-i spun război, pentru că n-a fost un război, în care fiecare venea cu argumentele lui pentru a câștiga încă puțin din dialog în favoarea lui, încă puțin din acțiune în favoarea lui, dar într-un final cred că și el a fost mulțumit de scenariu, chiar dacă mai are două mici obiecții, nu știu, dar eu m-am declarat mulțumit de scenariu și pot spune cu sufletul cu mâna pe suflet că este ceea ce mi-am dorit și nimeni nu a greșit tăind sau influențându-mă în vreun fel. V-ați asumat de data asta și responsabilitatea de scenarist și pe cea de regizor, fiind al doilea film pe care îl regizați. Și la primul film mi-am asumat aceeași calitate de regizor și scenarist la filmul Live. Îți trebuie curaj să faci chestia asta. Da, cred că e singura direcție bună în care cele două poziții de bază într-un film se pot întrepătrunde într-o direcție bună. Dacă scenariul al regizorului și regizorul este, cum să spun eu, apropiat de scenariu, nu poate să iasă un film rău. M-am pregătit pentru admitere la facultate cu doi imenși operatori. Unul, din păcate, a plecat de lângă noi și era Călin Ghibu, celălalt e prieten bun în continuare și e Nicolae Mărgineanu. Deci așa am intrat în facultate, pregătit de cei doi. Iar
timpul, imediat după absolvirea facultății, ne-a făcut să lucrăm împreună, eu cu domnul Mărgineanu, în 3 filme, dacă mi-aduc bine aminte. Deci, am avut parte să lucrez cu cei mai buni regizori ai momentului, cu Pizza, chiar cu Veroi începusem un film, cu Vaeni, cu Mărgineanu, spuneam mai devreme. Deci șansa pe care mi-a oferit-o Dumnezeu a fost mare și m-am bucurat și mă bucur în continuare de ea. Cum ați făcut castingul? Cum ați ales actorul? Mai ales cei din rolurile principale care vor pe tine? Doamnă, merg în continuare la teatru ca un împătimit al teatrului. Îmi place teatru mai mult decât, poate uneori mai mult decât filmul, dacă este un spectacol remarcabil. Cunosc actorii în primul rând din teatru și apoi din film. Să faci o distribuție atâta timp cât cunoști lumea teatrului nu e deloc și nu e deloc, nu imposibil, nu e nimica, nu e deloc greu. Deci distribuția a venit cumva de la sine pe măsură ce scriam la scenariu. Mă referam la cei foarte tineri pe care... Îi știu tot din teatru, doamnă. Îi știu și pe cel din rolul principal, Eduard Trifa. L-am văzut în Hamletul lui Dragoș Galgoțiu la Odeon și am spus, da, el este, chiar dacă suferea de un mic accent venind de undeva de lângă Arad, a dispărut accentul și am reușit să lucrăm foarte bine până la sfârșit. Ana Maria Guran și sunt mulți tineri care au venit în filmul ăsta, nu știu de ce, dar 74, draga Otean, da, 74 de actori în distribuția unui film românesc. Mi se pare ceva puțin ieșit din comun. Cum este să lucrezi cu un director de cazul ăsta, Sterian, că tu știi foarte bine cum funcționează lucrurile, dar de data asta ați avut poziție... Nici cea mai mică intenție nu am avut-o vis-a-vis de Alex Sterian în a-i corecta o lumină, a-i corecta o umbră, ai cere un alt efect decât și l-a propus el. Și nu uitați că, să nu uităm, eu nu uit că el a fost studentul meu cel mai apropiat de suflet, ca să zic așa. Deci nu a fost o întâmplare că am lucrat cu Alex Sterian, n-a fost cea mai comodă colaborare poate pentru el și pentru mine uneori, dar a fost constructivă. V-ați asumat și în vorba de Castelfilm? Doamnă, după atâția ani de producție de film, aici, da, mi l-am asumat. Da, aici din plin, da. Dificil? Nu dificil, dar greu, pentru că banii nu se găsesc ușor într-o țară săracă. Și atunci, da. Dar am reușit încet, încet, câștigând în timp o poziție cumva în industria asta, să găsești și oameni care să fie dispuși să investească nu doar suflet, să investească și bani. Mi s-a părut că unele dintre scenele de la Mineriadă sunt filmate de dumneavoastră. Da, parte din scenele de la Mineriadă, parte din scenele de la Revoluție, bună parte, sunt filmate de noi, dar de așa manieră încât să nu existe o distinție între ceea ce am folosit ca material de arhivă, luat din diverse locuri și n-au fost foarte multe materiale, și cele filmate de noi. Asta mă gândeam, că a fost dificil să refaci. Da, 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 dar în loc să filmăm, de exemplu, în fața universității, am filmat în curtea interioară a universității și asta ne-a permis să avem deplină libertate, ne-a nemișcat. Știți unde va merge filmul acum în țară? Da, există un program făcut de Tudor Giurgiu cu soția mea, eu nu știu. Va merge în cam toate teatrele din România, pentru că asta a fost
decizia mea ca, sau dorința mea expresă ca premiera în marile orașe să aibă loc în, în orașele cu teatre mari și apoi în cinematografie. Pentru că, din păcate, și asta, asta este un fel de ofensă adusă celor care ne guvernează. Nu mai avem săli de cinema, dar mai avem, din fericire, săli de teatru. Și atunci am preferat ca filmul să intre în sălile de teatru și nu în sălile de cinema.